Făgetul este de nerecunoscut. În ultimii 5 ani, pădurea a devenit o zonă rezidențială cu locuințe luxoase într-un cadru exclusivist. Inițial, construcțiile trebuiau să fie niște case de vacanță în baza vechiului plan urbanistic general. Noul PUG interzice orice fel de construcție în pădure, însă clujenii vor să se folosească de o lacună legislativă a codului silvic. Acesta permite oricărui proprietar de teren în zonă să construiască pe o suprafață de maxim 5%. Făgetul a fost introdus în intravilanul Clujului printr-un artificiu care și el este foarte discutabil, realizat în anii 97-98 cu ocazia PUG-ului anterior. Norma recomandată la nivel european, preluată de Ministerul Mediului din România, de spațiu verde pe cap de locuitor, este departe de a fi satisfăcută în Cluj. Și atunci cineva a avut ideea să traseze intravilanul astfel încât să includă și pădurea Făget, ceea ce corecta acest coeficient pe hârtie. Datorită urbanismului tipic din Cluj-Napoca a ajuns să fie plin de vile și case destul de mari, care, dacă o să vă uitați mai atent, în acte sunt trecute ca și cabane de vacanță. Dacă alea sunt cabane de vacanță, înseamnă că eu n-am înțeles nimic din urbanism până astăzi. Primarul Clujului spune că mai mulți proprietari care au terenuri în Făget au acționat deja municipalitatea în instanță. Punctul de vedere al primăriei a rămas constant al interzicerii. A fost și o dezbatere publică unde am ridicat acest subiect și toată lumea s-a pronunțat împotriva construcției de case în Făget. În consecință și în continuare în Cluj-Napoca va rămâne interdicția de construcție de case în Făget, așteptând verdictul instanțelor de judecată. Activiștii de mediu se opun construcțiilor din pădure. Mai sunt 4.000 de hectare în oraș unde se poate construi, nu în pădure. Clujenii care folosesc pădure au văzut de-a lungul timpului cum au fost ocupate poienile, dar asta nu e un motiv să fim fataliști și să spunem ok, gata, toate zonele astea de loazir o să fie ocupate de construcții. Până în prezent, 1500 de persoane au semnat petiția care interzice distrugerea pădurilor și transformarea lor în cartiere.